Primăria Ploiești urmează să instaleze boilere pentru producerea apei calde menajere în mai multe unități de învățământ din municipiu. Asta după ce în ultima ședință a Consiliului Local, reprezentanții legislativului au aprobat rectificarea bugetului, care include fondurile necesare pentru aceste investiții. În timpul dezbaterilor, liberalii s-au arătat nemulțumiți de modul în care au fost repartizate sumele, mai ales de faptul că nu au fost prevăzute fonduri pentru înființarea societății de termoficare. Unde domnul Sârbu a întrebat, ați alocat sau nu cele 5 milioane de lei? Iar eu nu am răspuns, doamna consilier. Nu se primește, doamna consilier. Nu se primește, doamna. Păi, dumneavoastră, da, ați votat. Ne-ați spus din nou că e genantă propunerea, că e penibilă. Vă respectăm punctul de vedere, doamna, în egală măsură în care dumneavoastră respectați valoarea votului dat de 22 de consilieri pe un proiect și de 20 pe altul. Pare că nu pricepe și atunci o să vă răspund, stimată doamnă. Am să vă rog să vă rezervați în acest politic și să nu spuneți că nu pricepe. Atunci pricepe și nu vreți să înțelegeți. Deci, dumneavoastră, ați votat cu un număr de voturi o hotărâre în care ați dat și sursele ce nu sunt legale. Cum aș putea să pun o hotărâre în practică care are în text două surse ce nu sunt legale? Măsura a fost luată de autorități înainte de deschiderea anului școlar, în contextul în care alimentarea cu apă caldă în sistem centralizat este oprită deja de o lună, iar operatorul și autoritățile sunt în litigiu. Boilere pentru creșe, grădinițe și școli și spitale. Și cămine de copii. Adică vreau să înțeleagă foarte clar în textul prevăzut și vă mulțumesc celor care ați votat pentru. Sunt prevăzuți bani ca, în conformitate cu prevederile legale, doamna consilieră, să cumpărăm boilere ca să asigurăm apă caldă pentru creșe, grădinițe, cămine de copii, spitale, școli. Prin urmare, vor fi montate boilere în 16 grădinițe cu program prelungit, 6 creșe și 7 licee care au internate. Suma totală alocată pentru aceste investiții este de 120.000 de lei.